Deci eu pe astea nu le dau, să fie foarte clar. Șapca mea și tricoul norocos. Tricoul norocos este pătat. Nu e pătat. Și mic. Nu e mic. Stă perfect. Ridică mâinile. Foarte mic. E mic. Și respiră, respiră. Uite, stau, așa stau eu în tramvai. Care tramvai? Dacă stau în tramvai și nu mi se vede burta, e perfect. Uite-mă. Dar se vede burta și nu mergi cu tramvaiul. Păi, poate ar fi interesant să mai mergi cu tramvaiul din când în când, nu? Reciclăm, eco, chestii... Eco, hai să dăm tricoul ăsta. Nu, e al meu, e norocos, îl port pe dedesubt, serios. Și norocul se reciclează. Hai să-l dăm cuiva, se poartă noroc și altcuiva. Unde ți-ai luat o pastă cu reciclatul, soro? Nu înțeleg, jur, de ce a apărut vinerea asta în viața noastră. Florin, stăm și bio și eco, nu? Ok, și tu apa aia? Știi, m-am gândit la ceva. Ar trebui să facem vinerea, nu știu, o zi specială cumva. Să facem ceva altfel decât am face în mod normal. Și de ce o iei pe la Brăila? De ce nu zici direct? Că eu sunt sigur 100% că știi deja ce vrei să-mi spui. Dar ți-e frică că e o idee din aia în care eu mă pun să râd și fug. Da. Păi zi, hai. Capul în plasture, dă-i direct, rupe, zi. Aș vrea să facem vinerea o zi specială în care refolosim, reciclăm, donăm. Ți s-a luat o piatră de pe inimă, da. Că ai zis toate este. Mă simt foarte bine. Și fiecare vinere aș vrea să facem treaba asta. Sunt 52 de vineri într-un an. Ha? Nu e greu. Sunt oameni care fac asta în fiecare zi. Hey, și acum hai să te întreb. Dar nu te sper pe mine. O să reciclezi toate cosmeticele pe care nu le-ai desfăcut? Asta nu... Asta nu, păi am nevoie de ele. O să reciclezi toate hainele la care ai etichetă? Nu, dar o să reciclezi toate hainele la care nu mai am etichetă și pe care nu le mai folosesc. Sau o să reciclezi pantofii? Acolo e un pic mai delicată treaba, dar încerc și de acolo să găsesc câteva... Tu ai și cutia cu cutii. Eu cutie în care țin cutii mai mici, de care s-ar putea să am nevoie când cauți o cutie. A? Și când, Doamne iartă-mă, cauți o cutie? Mie mi se întâmplă des. Vinerea reciclăm. Atunci cauți o cutie. Gata, sunt de acord. Ok, o să reciclăm într-o cutie din și cutie. În punga cu pungi. Și din punga cu pungi, ok. Da. O să luăm pungile din punga cu pungi și o să punem ce reciclăm în acesta. Așa, sunt okay, foarte așa? De acord, da. Bun, dar tu ce dai? Eu sunt singur la părinți, eu n-am ce să dau. N-am nimic de dat. Cum adică n-ai nimic de dat? Pe ce să dau? Florin, dar toate tricourile alea de pe vremea când aveai 65 de kilograme? Sunt păstrate ca șablon, poate mă întorc vreodată acolo. Ești prea optimist, dar sunt multe. Adică, ok, păstrează un șablon, hai să dăm restul. Nu vrei să facem noi o chestie și mai interesantă? Oh, sunt chiar curioasă ce propun. Vinerea reciclăm. Hai să reciclăm și ce avem în frigider. În felul ăsta... Lași cablurile în pace. Ia să vedem ce avem aici. Ia să vedem. Deci... Uite dovleacul. Ok. Luăm dovleacul, pe care l-ai gătit acum 2 zile și nu l-ai mâncat nici până. Am mâncat acum. Pe tot. Păi normal, ești mică. Așa. Niște legume pe care le păstrasem pentru o salată băf, dar nu cred că mai am timp să mai fac salată băf. Uite, mai e un iaurt. Pic de unt. Ia și iaurtul. Da. Îmi place foarte mult ideea asta. Păi da, uite, asta e o chestie pe care o fac și în restaurant de regulă, să știi. Adică Papa Persu se numea. Papa Persu. Papa Persu, adică mâncare de personal. Ce rămânea de pe o zi pe alta, se mai băga în mâncarea de personal și era foarte interesant. Așa că uite, cu toate ingredientele astea o să facem o supă cremă bio. Ok, îmi place foarte mult ideea asta. Și dacă vrei... Așa. Eu fac treaba asta acum și mă gândesc că totuși... știi că noi ne-am înțeles la Chef de Bio, eu am voie să trișez. Dacă reciclez ceva, așa, primesc ceva nou. Ce vreau eu? Nu știu dacă să fiu de acord, parcă am emoții. Bine, okay. Uite, îți dau un indiciu. Da. Să zicem că renunț la un pahar din colecția de pahare. Un pahar din colecția de pahare? Mergem și cumpăr 6 pahare noi. Păi nu e fair. Uite, fetele au o regulă. Dau 3 jucării vechi, primesc o jucărie nouă. Tu vrei să dai un pahar să primești 6? E o idee drăguță. Chiar e o idee drăguță de care așa să ne ținem. E că e reconfortant așa. E... Și chiar v-aș invita și pe voi să încercați. Se eliberează mintea. Încercați, chiar încercați. Începeți ușor, cu lucruri mici. Nu putem să dăm rochița asta? Poate de la 3 ani. Perfect. Astea? Nu. Nu? Bine, da. Oh, super, bravo. E gata masa! Ei. Wow, cât de tare! Aștia sunt toți de dat? Da. Noi dăm. Mia, erau de dată ei acolo. Nu mai sunt. Nu mai sunt de dat? Da. Bun, eu o să te las să rezolvi ce ai început. Vă aștept la masă. Mia, dar măcar un pluș lasă și tu să donăm. E important ca fetele să învețe să fie responsabile de toate lucrurile lor. Iar dacă nu le mai folosesc, să le dăm. Uneori, atunci când ai mai puțin, de fapt ai loc de mai mult. Nu pot să cred. Nu pot să cred că nu poți să lași 2 căști. Să dai și tu 2 căști din sutele de căști pe care le ai. Am nevoie de ele. Nu o să înțelegi niciodată chestia asta. Ai nevoie de sute de căști. Pentru ce ai nevoie de atâtea căști? Am nevoie la laptop, am nevoie la tobe, am nevoie la pian, am nevoie la televizor, am nevoie la consolă, am nevoie la celălalt laptop, am nevoie la desktop, am nevoie la telefon și la celălalt telefon, am nevoie la mașină. Am nevoie și, până la urmă, să le și asortez la cum îmbrac. Sunt negre. Toate. Da, da, mai multe tipuri de negru. O să înțelegi niciodată. Nu faci diferența între nuanțe oricum. La negru, da. Recunosc că am o problemă mare cu căștile. Îmi plac foarte mult și am multe. Dar în bucătărie nu am această problemă. În bucătărie chiar sunt foarte responsabil cu ceea ce am, cu ceea ce cumpăr, cu ceea ce folosesc. De exemplu, lingura asta de lemn e de mult, dar tuciul acesta chiar e de suflet pentru mine, pentru că în asta îmi făcea bunica mea mămăligă când eram mic. Și în tuciul ăsta îi fierbea mama ei, deci străbunica mea, îi fierbea laptele. Cred că a venit curierul. Da, cred că e un curier. Ce-o fi? Da. Oricum, e bine să știm ce cumpărăm, dar și mai important să știm cum să păstrăm. Revin. Florin? Da! Să știi că dacă ai mai comandat o pereche de căști, toate celelalte pleacă la reciclat. Am înțeles, să trăiți!